Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn care a câștigat, un domn american, așa, care a câștigat la loterie 20 de milioane de dolari după taxe, adică a rămas cu 20 de milioane de dolari, a povestit la o foarte populară emisiune de radio americană că el a decis să țină totul secret, inclusiv față de copiii lui, care sunt adolescenți. Ce ticălos! Ei, o să-l omoare când o să afle. I-a spus totuși nevestei, care oricum ar fi ghicit, l-ar fi simțit. Deci ceva frică avea. Da. Ea spune, metică, nu, ai un comportament schimbat. Nu care cumva ai câștigat la loto 20 de milioane de dolari? A spus tu asta față de mine, nenorocitule. Deci i-a zis nevestei, primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am câștigat, a zis acest domn, a fost să caut informații despre ce s-a întâmplat cu alți câștigători de premii mari. Unul din 5 pierde totul în 10 ani. Unul dintre lucrurile pe care toți le spun este faptul că încep să te caute toate rudele, toți cunoscuții să-ți ceară bani, să se aștepte să plătești tu pentru tot. Așa că eu și soția mea am luat o decizie conștientă să fim foarte discreți și continuăm să facem asta. Nu le-am spus nici măcar celor doi copii adolescenți pe care îi avem. Crezi că la masă se plâng că s-a crescut prețul la gaz? Da. Dar mămică, dar m-am săturat, șnițel de pui, șnițel de pui în fiecare zi. Tu ai văzut cât s-a scumpit vita? Cum să? Mănâncă. Păi iar cartofi. E reducere la cartofi. La super. Crezi că colecționează vouchere de reducere de la supermarketul din colț? Crezi că se plâng? Ia uite-mă, shrink inflation. Acum pachetul de unde 250 de grame e 200 de grame și nenorociții. Ce facem? De unde oamenii? Na, mâncăm? Suntem sărași, nu putem să mâncăm, nu putem să cumpărăm. Și ce s-a plâns în ultima perioadă de mărirea prețurilor? Să aduce aminte cine a deschis discuția despre icre? Nu, siriac, cine? Nu, uite-l aici, lângă noi. Că s-au scumpit icruțele? Eu îl bănuiesc că a luat ceva. Am prins un premiu mare de tot. Măcar la Joker, dacă nu la... Suspect! Da, mai mergi la muncă, întreabă omul de la radio. Da, zice, mai merg la muncă. Merg la muncă pentru că îmi place locul meu de muncă. Exact ca și în cazul meu. Da, ai venit și mai veni. Băi, ai mai suspect. Venit? Mm-hmm. Ai venit să râzi de noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.